Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru zodiile de foc, pentru zodia Berbec. Să vedem viitorul apropiat ce aduce pentru zodia Berbec. Este o citire temporală, așadar această etalare, oricând o veți viziona, ea poate fi valabilă din acel moment pentru zodia Berbec, pentru prima dată când o vizionați, bineînțeles, poate fi valabilă. Să vedem ce poate fi în viitor apropiat pentru zodiile de foc Berbec. Am să fac o citire intuitivă, așadar cu cărți de oracol. Pentru viitorul apropiat. Viitorul apropiat însemnând câteva săptămâni, cam cel mult o lună, mai mult sau mai puțin, din momentul în care vizionați pentru prima dată această etalare. Așadar, dragi berbeci, berbecuțe, să vedem ce pot dezvălui cărțile de oracol pentru viitorul apropiat. O etalare intuitivă, cărți de oracol, Lenormand. Vedem ce spun cărțile de oracol Lenormand pentru viitor apropiat pentru zodia Berbec, ascendent sau ascendent Berbec sau și sau cu luna soarele în Berbec. Voi contați foarte mult, să știți, despre voi este această lună, ca doamne, în mod special, sau o doamnă suflet, dragă sufletului vostru, va fi pe primul loc. O doamnă elegantă, o doamnă din lumea bună, o doamnă care vă dă o impresie, vă face o impresie bună, vă face să fiți mai drăguțe sau drăguți. Această persoană poate fi o persoană din viața voastră, o persoană care este casa va juca un rol important, posibil și să aveți vreo dușmancă, vreo intrigă, ceva, vreo invidie, să spunem așa, vă invidia de cineva, casa, familia sau dragostea, pentru că la voi este vorba despre o dragoste în acest weekend, probabil și în acest weekend. E foarte posibil că dacă asta mi-a fost imaginea care mi s-a creat cu weekendul și am spus acest cuvânt, înseamnă că probabil ceva în acest weekend se va petrece. Haideți să vedem următoarele zile, săptămâni, așadar, cel mult o lună, viitorul apropiat, ce dezvăluie pentru zodia Berbec, ascendent Berbec. Wow, bani, petreceri, schimbări, mesaje. Dar cumva aici aveți și niște răutăți, niște fake news-uri cumva, sau aici ne poate și legat de navigatul pe internet, cumva aici poate fi sub o influență puțin mai puțin sinceră, sau aici pot fi niște chestiuni care cumva prudența o veți avea-o pentru navigatul pe internet, cum ar veni, că vă sunteți atenți ce citiți pe internet sau ce faceți ca să nu aveți neplăceri. Văd că aveți niște câștiguri, poate niște speculații care le faceți voi. Jocuri pe internet sau cine știe, sau chiar faceți voi niște investiții și aveți un câștig cu niște prieteni. Văd că ieșiți cu niște prieteni să vă bucurați de niște câștiguri, să vă petreceți sau aveți niște evenimente, aveți niște noutăți. Da, aveți o lună foarte frumoasă, o lună, da, o lună, poate fi o lună, mai mult sau mai puțin. Deci, în viitorul apropiat, următoarele zile, săptămâni, așteptați-vă la bani. Așteptați-vă la bani care îi faceți într-un mod înțelept, să zic așa, sunteți și sprijiniți, ajutați. Ajutați de oameni cu putere, cu bani, cu funcție. Văd că aveți poate și o moștenire, unii dintre voi aveți o moștenire aici. Voi sunteți consolați că sunteți norocoși, că aveți o moștenire. Că trebuie să vă vină, că v-a venit, o aveți deja, cum ar veni, aveți o moștenire pe care o cheltuiți. Aveți un venit sigur de la părinți sau de la bunici, spre exemplu. Aveți o pensie sau, nu știu, ceva care vine moștenire cumva. În orice caz, veți avea multe bucurii reușite, daruri
iubirea va juca un rol important. Poate că aveți și vreo iubită care are bani, vă ajută cu bani, văd aici. Apar noutăți care sunteți un domn sau aveți voi o persoană care vă iubesc și vă aduc bani. Sunteți o persoană care sau partenerul pentru că vă iubește, vă face cadouri, daruri. Deci în această, următoarele zile, săptămână, așteptați-vă așadar la daruri, la cadouri. Dar, pentru că această lună pare că vine și cu un dar, poate apărea pe niște neașteptate vremea să se strice, spre exemplu, la un moment dat, să fie, vine ceva brusc, așa, în drumurile, poate faceți un drum neașteptat și poate veni cu o greutate pe drum din cauza drum, din cauza, deci e surpriză pentru voi un drum cu peripeții, să zic așa, mai puțin plăcute, sau aflați ceva de la drum, aici poate fi de vreun conflict sau de vreo, nu știu, vreo inundație undeva, poate vă privește, poate nu, că văd că puteți intra totuși într-un conflict, într-o dușmănie, s-ar putea ce aveți voi poate neplăceri, cumva aveți și din cauza acestor situații care sunt pe societate, cumva vă, nu vă, vă mai strică puțin din planuri, pentru că poate că nu mai faceți drumurile care vroia să le faceți sau apar mai multe răutăți în societate, dușmănii care cumva vă pot da și vouă oarecare stare de, că văd că sunteți pe gânduri, veți căuta soluții, dar veți găsi în orice caz. Din ce văd aici găsiți. Și să știți că aveți niște evenimente, poate de botez, de nuntă, de căsătorie, de invitații pe undeva la niște evenimente importante. Văd că puteți avea și niște întâlniri importante în familie pentru a clarifica ceva, pentru a, poate chiar pentru a o afacere, pentru o moștenire, pentru, posibil la unii dintre voi să vină și pentru o dușmănie sau un dezastru. Se întâmplă ceva și atunci te întâlnești cu toți ai familiei ca să rezolvi problema, da? Găsiți soluții și o rezolvați. Pentru unii dintre voi va juca un rol important și oficializarea poate unei relații. S-ar putea să apară și un contract, s-ar putea să aveți de ales între niște alternative de contracte, cum ar veni, dacă mai continui sau nu, sau poate apare o altă propunere. Cumva veți studia, văd că poate că aveți ceva de clarificat și cu o haină de stat. Poate unii dintre voi niște acte, ceva de clarificat, văd că puteți primi sprijin, ajutor. Joacă un rol important pentru voi fidelitatea, credința sau, nu știu, încrederea în propriile forțe. O tânără va juca un rol important, o doamnă tânără, o domnișoară sau pot fi copiii voștri care vor juca un rol important pentru voi. Văd aici că aveți motive de mândrie, dar puteți avea într-o relație cu cineva, poate și niște chestiuni de orgoliu aici. Aveți o rivalitate cu persoane cu... poate fi legat de cineva care își face speranțe într-o dragoste. Haideți să vedem. Să vedem ce cu această dezastru. Că sunteți cam prudenți aici într-o afacere cu bani mulți. La voi văd aici că pot fi bani mulți la mijloc. Sau din familie aveți niște... Sunteți într-o familie cu bani mulți, să zic așa. Da, e posibil că de aici vine această situație de o moștenire, are legătură cu cineva care vă lasă bani mulți sau aveți de-a face voi, sunteți voi o persoană despărțită, spre exemplu, și aveți bani și de aici pot apărea și niște rivalități. Căutați soluții pentru o clarificare. Pe sănătate. Deci s-ar putea cineva în această perioadă să fie o problemă de sănătate, poate nu a voastră, cât a altcuiva și de aici vin discuțiile acestea de moștenire. Ce rămâne, de la cine rămâne, ce lasă, poate care are legătură cu ereditare de copii, cum ar veni, nepoți, strănepoți, ceva aici. Văd că aveți întâlniri. În orice caz, pentru unele dintre voi s-ar putea să apară și dorința de a face un copil sau discuții pentru ce pensie alimentară pentru copilul la care sunteți deja într-un divorț, despărțire. Că aici la unele dintre voi apare ceva neprevăzut, să știți, care ține poate de o relație, care poate ține de un contract, care poate ține de niște chestiuni de familie. Văd aici că cuiva îi pare rău. S-ar putea să fie, știți aici, din ce văd așa, pentru că apare acest lucru neprevăzut, dar nu ține mult. Deci s-ar putea, spre exemplu, dacă sunteți într-o relație cu cineva, pe neașteptate să te enervezi aici cu ceva, pe partener, ai vreo bănuială sau ceva nu merge într-o discuție și
Vă supărați și vă puteți separa un pic, sau mă rog, supărați unul cu altul, dar nu ține mult că aveți niște chestiuni comune, cum ar veni, poate afacerile, nu știu, și întâlniri de familie și lucrurile se reiau. Văd aici că există această împăcare. Dacă sunteți separate, atunci probabil că vor fi discuții, poate că legate de pensia copilului, de ce îi revine copilul, darul pentru copii, alte întâlniri poate comune, că mai aveți încă prieteni comuni. Văd aici că aveți noroc, să știți. Deci, învingeți acest dușman. Aveți dușman pentru norocul vostru, pentru afacerile voastre de familie, de bani. Deci, vă văd așa într-o lună foarte bună cu noutăți. Deci, cu noutăți și bani. Haideți să vedem și dacă vi se îndeplinește o anumită dorință. Așadar, gândiți-vă la o dorință și să vedem dacă ea se va îndeplini. Dragostea joacă un rol important. Deci, s-ar putea la una dintre voi aici să apară și o relație cu cineva care poate-i văduv despărțit, o persoană bogată, sau veți avea și o separare și o distanțare, dar poate și o împăcare. Depinde de ce gândiți voi. Voi cumva sunteți o persoană care sunteți poate mai practică, mai pragmatică, sau ca domn poate aveți o iubită care este văduvă despărțită, spre exemplu, sau are vreun dorm în familie. Haideți să vedem. Da, la dorințele voastre poate că într-adevăr există o stare de neîncredere, pentru că puteți avea de-a face cu cineva care poate nu e sincer, dar vă împliniți dorințele aici, să știți, dacă sunteți artiști, de voi depinde, să știți, dorința. Poate apărea un contract, un parteneriat sau cu un partenerul, împreună cu partenerul, cu partenera faceți, aveți reușite. Dar totuși ce vine aici, vin lucruri neașteptate pe care cumva poate se întâmplă, sunt niște riscuri care vin pe neașteptate, cum ar fi vremea, cum ar fi niște rivalități, cum ar fi o chestiune care scapă din vedere, superficialitatea sau nesinceritatea cuiva. Și aici, dacă tu știi ce vrei și ești într-o relație sigură, într-o relație unită, văd aici că ai soluții, îți vin idei, depinde și de ambițiile tale aici, poți avea succes, te poți elibera de aceste riscuri. Văd că faci drumuri, călătorești, dar vremea poate să fie cu lucruri mai puțin plăcute la un moment dat, sau poate fi și legat de o persoană care nu e sinceră, cineva care face drumuri sau. Aici poate fi și pe navigatul pe internet. Aici cumva poate că veți lua niște măsuri de siguranță pentru că s-ar putea să fiți urmăriți, să zic așa, un pic pe ceea ce comunicați voi pe internet și să apară niște bârfe sau să apară niște riscuri, ceva. Dar vă văd că veți avea reușită pentru că voi aveți o persoană foarte inteligentă, înțeleaptă, cumva responsabilă și mai aveți și momente când poate vă enervați sau ies lucrurile, vă scapă de sub control, dar vă refaceți repede, repede vă redresați, repede vă ridicați și s-ar putea să apară chiar un parteneriat, o cerere în căsătorie, să știți, la dorința voastră, s-ar putea să vină și cu o cerere în căsătorie, un parteneriat, un contract. Văd că vin cu ajutorul familiei voi aveți niște beneficii. Aveți noroc, să știți. Aveți noroc. Noroc, aș putea să spun, dacă aș fi să mă gândesc așa și din ce simt aici la energie, dacă sunteți, faceți parte dintr-o familie, să zic, care ați avut niște probleme, asta a fost norocul vostru, pentru că a fost o lampă de lansare, cum ar veni, va purta noroc această situație. Dacă ați fi fost altfel, s-ar putea să nu vă fi fost la fel de bine. Adică, așa cum s-a întâmplat, așa trebuia să se întâmple, cum ar veni. Nu se putea altfel. Deci, ca și cum aici, cumva, cărțile vin să spună, nu te gândi că ai trecut niște probleme în trecut, pentru că ele ți-au fost favorabile pentru acest prezent viitor care îl ai, sau pentru dorințele tale. Deci, cu alte cuvinte, chiar trebuie să te bucuri pentru acele lucruri și chiar să, într-un fel, pentru că e foarte posibil că vine, văd aici, care are legătură cu astralul, cu lucrurile care vin din altă lume. Poate că tu ți-ai dorit să vii într-o astfel de situație de risc pentru ca să ai acest mare noroc, să-ți te pui în valoare. Nu. E cumva așa o chestiune foarte subtilă aici. Dar în orice caz, ce pot să spun, trecând peste orice altă amănunte sau, mă rog, subtilități, aici cumva este foarte clar că veți avea noroc, că vă împliniți dorința. Doar că, într-adevăr, sau poate că voi sunteți, vă simțiți într-un risc. Și pentru asta faceți voi o schimbare și asta va duce la îndeplinirea dorinței. Nu știți mai bine ce dorință v-a spus, dar în orice caz o văd că un tânăr joacă un rol important. Vă poate declara dragostea, cere în căsătorie, face niște daruri,
Văd că aveți o relație constantă care poate fi de viitor. Așadar, haideți să vedem și o surpriză. O surpriză care vine pentru următoarele zile, săptămâni, pentru zodia Berbec, ascendent Berbec. Vedem surprizele lunii, sau următoarele zile, săptămâni, viitorului apropiat pentru zodia Berbec. Surpriză mai mare de atât, ce pot să spun? Un noroc. Nu aveți noroc. Deci, berbecii, puteți să fiți fericiți, să vă simțiți norocoși, indiferent ce situație voi sunteți în această roata norocului. Deci, toată viața voastră, voi sunteți pe roată, sunteți pe val. Sunteți pe val și valul vă urcă și coboară, să zic așa. Sunteți în elementul vostru. Îl inventați voi, sunteți creativă de aici, că aveți succes, triumf, aveți noroc, aveți succes, deci în ciuda stresului sau ce ori mai fi amănunte, alea sunt amănunte, ca să zic așa, care că se mai pune bețe în roate sau mai știu ce, nu contează, roata ta merge în direcția potrivită, că e scris în stele să-ți urmezi drumul și pentru că știi ce vrei, că de aceea poate e acea situație în care faci schimbări neașteptate, poate chiar tu, ca să schimbi norocul, schimbi neapărat ceva pe neașteptate, găsești soluții inovatoare, să zic așa. Deci asta este pentru berbeci luna viitor apropiat. Din momentul în care vizionați acest video, așteptați-vă la cel puțin o lună de zile la un mare noroc, la un mare succes, poate chiar un mare câștig, că e moștenire, că e o afacere, că e vreo relație norocoasă, ceva extraordinar se poate întâmpla pe toate planurile chiar. Acestea fiind spuse, dragile mele, dragii mei, berbeci și berbecuțe, vă mulțumesc că vizionați acest video, vă doresc să aveți parte de bucurii reușite pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!